Aseară, la sala Luceafărul din capitală s-a lansat un nou film românesc, Daravela, un film despre subteranele lumii politice, unde se ia șpagă și unde avansările se fac în funcție de cât de bine l-ai servit pe șef. Asta e politica, domnul Micloș. Te înjură, te scuipă și zici mersi. Filmul Daravela îl are în centrul acțiunii pe senatorul Ion Meda, un politician abil care aranjează licitații pentru mai marii săi, și pe Marius Micloș, consilierul său, un tânăr animat de spiritul corectitudinii și al dreptății. Nu o să-ți dea niciun interviu. Mai vrei emisiunea să bubuie? Normal. Îți dau eu interviu. Mă gândesc că ar fi o cale ca toată lumea să fie mulțumită. E un film care are o intrigă politică, dar este o dramedie, e o dramă, dar cu foarte multe accente comice. Ce să spun, în spiritul filantropic și în spiritul filmului recent lansat al meu, Lasnagov, n-aș vrea să devoalez multe despre film, pentru că eu sper să fie o surpriză plăcută pentru majoritatea publicului. Profesionistă, foarte talentată, foarte implicată. M-am bucurat foarte mult să fiu alături de ei și să lucrăm împreună. Au fost niște filmări în care n-am simțit că am muncit, mai degrabă a fost așa ca un fel de cerc de prieteni care au lucrat la un proiect. Însă mirosul puterii îi corupe pe toți, așa că la finalul a 3 zile de negocieri pentru licitația în jurul căreia se învârte filmul, consilierul corect este suficient de corupt pentru a duce mai departe ștafeta șefului său. Păi e un film actual. Din moment ce eu joc un senator, acolo e un film actual. Este un film foarte actual, mereu prezent. O să regăsiți nenumărate situații și personaje din viețile voastre în acest film. Și așa cum e și Caragiale perpetu prezent și adevărat și concret adus în realitatea noastră, la fel este și acest film, așa că vă invit cu mare drag să-l vizionați. Filmul Daravela va fi lansat în cinematografe în această vară. Când doi se ceartă, al treilea câștigă. Nu, toată lumea câștigă. În politică, să fii eficient înseamnă să știi să le dai oamenilor speranță.